Greșelile unei nopți. Adaptare radiofonică după comedia lui Oliver Goldsmith. Vechiul conac al familiei Hardcastle se află așezat pe culmea unui deal. Strămoșii lui Mr. Hardcastle l-au ridicat în acest loc pentru că localnicii erau obișnuiți ca numai un lucru care poate fi privit de jos în sus să le impună respect. Tatălui Mr. Hardcastle, care era un pasionat vânător, a împodobit intrarea principală a conacului cu o superbă pereche de coarne de cerb. Mr. Hardcastle, care nu are nicio pasiune deosebită și este un cuminte gentilom englez păstrător al bunelor tradiții, n-a schimbat nimic din înfățișarea conacului. Până și sufrageria, unde ne aflăm în seara aceasta de primăvară timpurie a anului 1770, seamănă mai mult cu o medievală sală de arme. Dar să nu-i tulburăm pe stăpâni. Da, da, știu, Mr. Hardcastle, știu. Pe vremea dumitale toate erau minunate. De ani de zile n-aud altceva. Trăim în conacul ăsta dărăpănat, care e leit ca un han. Numai mușterii lipsesc. Și ne distrăm cu poveștile dumitale răsuflate despre prințul Eugen și ducele de Marlborough. Mie le hamite de vechiturile astea. Dar eu sunt nebun după ele. Mie îmi place tot ce e vechi. Oh. Prietenii vechi, manierele demodate, cărțile vechi, vinul vechi. Aha. Și de ce să nu recunoști, Dorotea? Nici nevastă mea nu e chiar așa de tineric. Dar pentru Dumnezeu, Mr. Hardcastle, nu știu despre cine vorbești. Dar dacă mă vizezi pe mine, te poftesc neîntârziat să-ți schimb părerea. Ei, nu sunt chiar așa de răscoaptă cum ai vrea dumneata. Adună, rogute, 20 cu 20 și ai să afli câți ani am. Dă-mi voie, dă-mi voie, da. 20 plus 20 fac exact 57 de ani. Oh, e poftim, iar ai greșit socoteala. Când l-am născut pe Tony, fiul răposatului Mr. Lumpkins, primul meu soț, aveam numai 20 de ani. Iar Tony este încă un copil. Și mintea copiilor are să rămână. Doar nu degeaba îl crești, dumneata. Fiul meu n-are nevoie să învețe ca să poată trăi. Tony Lumpkins are avere. Nu trebuie să fii tobă de carte ca să știi să cheltuiești 1500 de lire pe an. Da, da, parcă l-aud. Învățătura mea, dar ce-mi trebuie mie porcăria asta? Oh, e bine, da, dar dă-i voie și copilului Mr. Hardcastle să aibă puțin umor. Ah, dacă se cheamă umor să arunci pe foc pantofii la cheului, să bagi în sperie servitoarele și să chinui pisicile, atunci feșorul dumitale are un umor berichet. Ieri chiar mi-a legat peruca de spătarul scaunului. Când m-am ridicat să o salut pe doamna Frisk, m-am trezit chel. Dar bietul copil a fost întotdeauna așa de firav, încât nu s-a putut apuca niciodată de un lucru serios. Singura treabă pentru care are aptitudini copilul dumitale este să bea și să mănânci. Oh. Dar nu acasă, la cârciumă. Te poftim, ești slobod să spui ce vrei. În orice caz, nu-i momentul să-l necăjim acum pe bietul băiat. Cine știe cât timp o să-l mai avem printre noi? Oh, bietul de el, nu-și mai încape în piele de slab ce e. Dar nu l-ai auzit cum tușește? Ba da, când se întâmplă să fie băuturica prea tare. Mi-e pur și simplu groază când mă gândesc la plămâni. Ah, când îl aud răgnind ca trompeții erihonului, uite, mă cuprinde groaza și pe mine. Calul e gata? Îl auzi? Tony! Tony, dragul meu! M-ai chemat? Dar unde te duci, lumina ochilor mei? Nu vrei să stai puțin cu mămițica și cu tăticu? Nu, mă grăbesc, n-am timp. Bine, dar plouă cu găleata, sufletelul. Dacă spun că nu pot să stau... Lasă-l, dragă, lasă-l, fără el dă cârciuma faliment. Ascultă, Tony, n-ai să te duci. Ba da. Ba nu, Tony. Ba da. Ba nu, Tony, nu se poate, Tony. Ăștia doi pot să se ia de mână. Unul se mă lipsește de la celălalt. Lasă, Diggory, mă dă. Dar iată-o și pe fiica mea, Kate. Moda asta nu a stricat-o și pe ea. N-a stat la oraș decât un an, doi și se și dă în vânt pe voaluri și alte farafastăcuri franțuzești. Bună seara! Poți să-mi spui și mie pentru cine te-ai gătit așa, Kate? Oh, sper că n-ați uitat convenția noastră, sir. Mi-ați îngăduit ca jumătate din zi să mă îmbrac cum îmi place, dacă în cealaltă jumătate mă port ca o bună gospodină, nu? Bine, da. Dar te rog să nu uiți nici tu ce mi-ai promis. Ai, nu se... Uite, chiar astă seară am să te pun la încercare. Să vedem cât de ascultătoare ești. Oh, nu vă făgăduiesc nimic atâta vreme cât nu știu despre ce este vorba. Îl aștept pe tânărul gentleman pe care l-am ales să-ți fie soț. Oh. Tatăl său mi-a scris că băiatul a plecat din Londra ieri la amiază. Și dacă n-are să-mi placă? Oh, copila mea, dar n-am să hotărăsc eu niciodată pe cine să-ți aleagă inima. Tânărul Marlow, da, pe care mi-am pus ochii, este fiul vechiului meu prieten, Sir Charles Marlow, despre care ți-am mai vorbit. Ah, da, 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 da. Băiatul e tobă de carte și are un viitor strălucit. Mi s-a spus că e un om cu care te-ai putea înțelege de minune. Oare? Nu-i zgârcit. Cred care să-mi placă. E tânăr și bun la suflet. Sunt sigură care să-mi placă. Și pe deasupra se zice că e foarte chipeș. Tată, să nu mai spui un cuvânt al meu, e nu scapă. Mai mult decât atât, Kate, Junele Marlow e unul din cei mai rușinoși și mai timizi tineri din lume. Vai, un singur cuvânt, timid, a făcut praf toate celelalte virtuți. Se spune că dintr-un pretendent timid este întotdeauna un soț gelos. Dimpotrivă, timiditatea este apanajul sufletelor pline de noblețe. Pe mine m-a cucerit tocmai această trăsătură a lui. Da, ca să mă cucerească pe mine, tocmai trăsătura asta îl încurcă. Bine, vom vedea. Până una alta mă duc să spun servitorilor cum să-l primească. Musafirii sunt așa de rare la noi, încât slugile sunt ca o companie de recruți în prima zi de instrucție. Constance! Constance, dragă! Ce-i? Știu, s-a întâmplat o nenorocire cu canarii. Nu. Sau nu, cu peștișorii roșii. Nu. Cine a făcut-o, pisica? Nu. Nu, ea? Tony? Nu, n-ai ghici, draga mea. Mămărit. Cum îl cheamă? Marlow? Nu se poate. Fiul lui Sir Charles Marlow, prietenul tatăl. Băiatul lui? Da. E cel mai bun prieten al lui Mr. Hastings, pretendentul meu. Sunt nedespărțiți. L-ai văzut și tu pe Mr. Marlow cât a stat la oraș? Nu, nu-l țin minte. Ei, nu se poate. N-ai auzit de el? Nu. E o fire tare ciudată. Când are de-a face cu femei din lumea bună, e cel mai timid bărbat din lume. Dar prietenii lui spun că față de făpturile din altă speță... Ei, înțelegi ce vreau să spun? Da. Își schimbă purtarea cât ai clipit din ochi. Ce om sucit! Da. Ce-am să mă fac cu el? Dacă e așa de timid... N-are să îndrăznească să-mi ceară mâna? Da. Și tânăr, zice tata, și frumos, și nu-i zgârcit. Totuși timid și bleg. Ascultă, Constance, da, crezi că nu poate fi vindecat de timiditate? De știu eu. So, nici n-a venit încă, nici nu știu dacă are să-mi facă curte, iar eu mă și gândesc de pe acum ce-am să mă fac cu el. Așadar, am făcut cunoștință cu stăpânii vechiului conac din vârful dealului. Să lăsăm pe Mr. Hardcastle să-și instruiască slugile în vederea primirii oaspetelui, să fim discreți, să trecem sub tăcere operațiile pe care doamna Hardcastle le face în fața oglinzii în vederea aceluiași eveniment și să nu tulburăm confidențele fetelor. Mai bine să mergem noi înșine înaintea tânărului despre care am aflat până acum că-i chipeș, tobă de carte, generos, dar îngrozitor de timid cu doamnele. Într-adevăr, de conacul lui Mr. Hardcastle se apropie un poștalion. Numai că, lucru ciudat, dacă privim înăuntru, chiar fără să fim amețiți ca Tony care și-a terminat vizita la cârciumă și se întoarce acasă, vom vedea nu un singur oaspete, ci doi. Ce ne facem, dragă Hastings? Mi s-a spus că nu mai avem de mers decât cel mult 40 de mile și că în colo am făcut de 3 ori pe atâta. De vină e numai timiditatea ta. De ce nu mai lăsa să întreb până acum unde suntem? Iar încep. Marlow, pur și simplu nu pot pricepe cum un om ca tine, cu inteligența ta și cu posibilitățile tale, n-are mai multă încredere în el. Mă rog, să fim înțeleși. Nu sunt timid decât cu femeile și încă numai cu acelea din lumea bună. Mă rog, cu celelalte nu-ți faci scrupule și ești, slavă Domnului, destul de obraznică. Dacă nici cu ele. Dar cu femeile din lumea noastră, în viața mea n-am văzut un nătărău ca tine. Și nu știu nici eu de ce. E de ajuns ca doi ochi frumoși să se uite o clipă la mine și... Dacă ai fi în stare să le spui Nu mai mult, dar măcar jumătate din drăgălășenile pe care te-am auzit eu cu urechile mele debitându-le slușniților de la Han, da, sau fetii care îți făcea patul la colegi. Să nu înțelegem, mă, George, nu pot, nu sunt în stare să le spun nimic frumos. O femeie cum se cade, gătită cu tot de ghisul, mă îngheață, mă paralizează. Despre orice fleacuri ar vorbi, despre comete sau despre fântânile arteziene, eu nu sunt în stare să-i răspund două vorbulițe. Ce vrei? Mi-e dat să ador toate femeile și să nu mă pot apropia decât de cele pe care le disprețuiesc. Mai mult decât la o slujnică sau cer mult la o croitoreasă, nu pot să răvnesc. În fața altor femei mă bâlbăi. În felul ăsta n-ai să fii în stare să te însori niciodată. Ce să fac? Nu știu cum ai să te descurci cu domnișoara la care mergi în vizită potrivit dorinții tatălui tău. Ca și cu celelalte. N-am să ridic ochii din pământ și orice are să mă întreb, n-am să-i răspund decât da sau nu. Încolo, cred că am să mă întorc acasă fără să o văd măcar cum arată la față. De altfel n-am acceptat să plec decât ca să-ți fiu de folos ție. Constance te iubește. Tutorile ei și mătușa nu te cunosc. Ca prieten al meu, poți fi sigur cel puțin că ai să intri în casa lor. Da, dar unde o fi casa asta? Hei, vizitiu! Ce faci? Oprește! Oprește! Ce faci? Văd un tânăr pe drum. Să-l întrebăm pare unde suntem. Oprește! Nu vă supărați, sir, că v-am oprit din drum, dar am vrea să știm unde suntem. Cum? Nu știți unde sunteți? Habar n-avem, sir. Și v-am fi foarte recunoscător dacă ne-ați lămurit. Nici cum ați ajuns aici nu știți? Nu, sir. Fiți buni. Dacă nu știți nici unde sunteți și nici cum ați ajuns aici, am onoarea să vă încunoștințez că v-ați rătăcit. Mulțumim pentru informații. E o plăcere. Și încotro mergeți dumneavoastră? Îl cunoașteți cumva pe Mr. Hardcastle? Trebuie să fie de prin partea locului. Hardcastle l-a spus? Da. Molneagul acela demodat și călitor și cam într-o ureche, care are o fată slută și un băiat, o bomboană. Noi nu-l cunoaștem încă pe acest domn, dar într-adevăr are o fată și un băiat. Fata e uscată, e ca o prăjină. Și așa e gheboasă, șchioapă, ușa-i turuie gura ca o moară stricată. Dar băiatul, cum nu se poate mai drăguț, mai manierat, mai plăcut la vedere. Toată lumea l-adoră. Pe ei căutați, nu-i așa? În această privință, informațiile noastre diferă. Da, mi s-a spus că din potrivă, fiica e frumoasă și manierată, pe când băiatul e un nătărău râzgâiat de mamă sa. Mă tem, domnilor, că nu o să puteți ajunge în noaptea asta la Mr. Hardcastle. E așa de departe? Nu, dar drumul e tare greu. Nu trebuia să urcați de-a-l încoace. Din contră, trebuia să mergeți drept înainte până la răscrucea celor patru drumuri. Da, și după ce ați ajuns la răscrucea celor patru drumuri, să o luați numai pe unul din ele. Dumițare, țarte de glumă. Pe urmă țineți dreapta și o luați de-a curmezișul până ajungeți la pășunea de la Crexcul. Apoi căutați cu băgare de seamă până vedeți niște urme de căruță și mergeți drept înainte până la hambarul Murii. De la hambar la dreapta, până numai la stânga și încă o dată la dreapta, până găsiți moara veche asta. Nu credeți că ar fi mai ușor să calculăm longitudinea? Ce ne facem mari la Aici cel mai bun lucru ar fi să rămâneți peste noapte la Han. La care Han? Este un Han? Vedeți în vârful dealului casa aceea mare, veche, chiar la drum. Deasupra ușii o pereche de coarne, se vede la cap de cerb. Așa-i firma Hanului, dar mă mir că n-ați auzit de el. Intrați în curte și strigați până vă aude. Vă mulțumim din toată inima, sir. Nu-i nevoie, lasă că ne mai vedem noi. Și eu sunt de acasă. Numai să știți că taică-miu Dumneata ești feciorul Hangiului? Da. Nu, nu, așa îi place jupânului, să-i spunem. E putre de bogat și are de gând să se lase de afaceri. De aceea vrea să treacă drept gentleman. Să nu vă mirați dacă are să-și dea aere cu strămoșii lui. Dar minte, minte de viața ferește. Așternut curat are. Este. Un vin bun se găsește la el? Oh, este. Altceva nici nu ne trebuie. Dacă mergi și dumneata la Han, urcă-te în poștalion lângă noi. Nu, nu, mă mulțumesc, luați-o dumneavoastră înainte, vă ajung și eu. Yeah. Fără să știe că oaspetele așteptat e atât de aproape, Mr. Hardcastle continuă să-și instruiască netulburat slugile în sufrageria conacului. Așa, nădăjduiesc că nu mi-am bătut degeaba capul cu voi 3 zile de-a rândul, nu? Și că acum știți cum se servește în lumea bună. Când vine musafirul, nu dați buzna peste el. Nu căscați gura la el și nu fugiți speriați ca potrnichile. Nu, Diggory, tu ai fost până acum grăjdar. Te-am înaintat. De aici încolo ai să servești în salon. Auzi? În salon. Iar te scarpine în cap. Mă mănâncă, sir. Diggory, gura! N-ai voie să scoți o vorbă. În salon nu ești la grajd. Trebuie să fii numai ochi și urechi. Să ne auzi vorbind, dar să nu-ți treacă prin minte să vorbești. Să vezi că bem și să nu-ți fie sete. Să ne vezi mâncând și să nu-ți fie foame. Pe legea mea, înălțimea voastră, așa ceva e peste puterile mele. Pe cum să nu vreau să-mi furic și eu când văd masa pusă? Neghiovule, dar nu-i tot una unde te saturi, în grajd sau în salon. Gândește-te la problema asta și are să-ți treacă de foame. Mulțumesc pentru sfat. Și bagă de seamă, dacă spun vreo vorbă de duh, n-ai voie să râzi, nici să zâmbești măcar. Pe cinstea mea, înălțimea voastră, dacă o spuneți iarăși gluma aceea cu cocoșul sălbatic în sala de arme, eu nu pot să mă țin să nu râd, să știți. De 20 de ani o știu și nu pot. Ce s-aude? O trăsură, repede. A intrat o trăsură în curte, la postul îngiobilor. Eu mă duc să-l întâmpin când se cuvine pe fiul prietenului meu. Bine ați venit, domnilor! Pe aici, vă rog! Fiți bineveniți! Frumoasă casă, cam veche, dar pentru un han nici nu se poate mai bine. Liniștește-te, dragul meu! Tot luxul ăsta pe care îl vezi împrejur îl plătim noi, pasagerii. Nici bufetul, nici șemineul de marmură nu intră în nota de plată, dar umflă socoterea, nici nu știi cu cât. Lăsați-mă să vorbesc eu cu ei! Iar vine să ne bată la cap Hangiu. Mare pisălori! Încă o dată, din toată inima, fiți bineveniți! Da, mulțumim! Dar care dintre dumneavoastră e Mr. Marlow? Eu aș fi aflat cum ne cheamă. Ne bucură, domnule, că ești atât de grijuliu și de ospitalier. Îmi place să întâmpin prietenii cum se cuvine, după moda veche, chiar de la poartă. Datoria mea de gazdă este să am grijă și de cai și de cuferele lor. Da, chiar te rog să ai grijă să nu îi lipsească ceva. Poftim? N-aș vrea să avem neplăceri pe urmă. Ce-a spus? Un capăt de ață, dacă îmi lipsește, să știi că ți-ntorc casa pe dos. Soiul ăsta de timiditate nu l-am mai văzut până acum. Mr. Marlow, vreau să vă simțiți ca la dumneavoastră acasă. Bun. Ce ai de mâncare, că suntem lihniți. Mâncare? N-am mai pomenit așa musafiri. Mâncare, ziceți? Da, sir, mâncare, sir. Mi-e o foame că nu știu ce are să mai rămână din cămara dumitale. Să vede că așa o fi timiditatea modernă. Îmi pare rău, dar de masa de seară se ocupă nevastă mea și bucătărea sa. Treaba asta le privește numai pe ele. Ei, și? Ei, tocmai, fiindcă veni vorba, cred că tocmai acum se consultă reciproc în bucătărie, în problema cinei. Uite, nu te supăra, dar la drum eu am metehnele mele. Prefer ca bucătăreasa să se consulte cu mine. Nu te superi, mă. Vai de bine, nu, dar nicio supărare. Dar nu știu cum să vă spun. Brigheta asta noastră bucătăreasă, știți, nu-i prea manierată și în chestiunea asta e în stare să ne ia la goană pe toți. Fără vorbă multă, te rog. Diggory! Dumneata cel puțin știi lista pe din afară? Diggory! Da, sir. ceri, doamne, lista de bucate pentru cină. Da, sir. Da. Felul dumitale de a fi, Mr. Marlow, mi-amintește de unchiul meu, colonelul Wallow, care avea o vorbă. Ce e mână, nu-i minciună. Aoleu, aș început cu strămoșii. Am adus lista, sir, poftiți. Ce stai? Citește. Felul întâi. Porc în sos de prune. Da-l dracului de porc. Ce zici, George? Da-le dracului de prune. N-am mai pomenit așa obrăznicie. Dai drumul mai departe. Poftim ce? Da. Felul 2. Limbă de vițel și creier. Să-ți fie de bine, domnule, mie nu-mi place. Ce spune? Să le mănânci sănătos, dumneata. Exact. Nu o să ne servești altceva. Proaspăt și să nu cadă greu. Ne-am înțeles? Ne-ai pregătit așternut curat? Vă rog, domnilor, vă rog, asta e treaba mea și vă rog să... Cum îți place, George? E treaba lui în ce așternut mă curc eu. Nu te supăra, domnule, dar mie îmi place să văd cu ochii mei. Mr. Marlow, vă rog încă o dată să n-aveți nicio grijă. Fără discuție. Atunci, la dispoziția dumneavoastră. Dormitoarele sunt la etaj. George, tu mă aștepți aici, da? Da. Timiditatea asta modernă grozav seamănă cu obrăznicia de modă veche. Cine cântă? Ia să vedem. Constance, tu aici? Hastings! Dragul meu, Hastings, ați venit! Nici nu mi-ar fi trecut prin gând să te pot întâlni la hanul ăsta. Han? Nu știi ce vorbești? Asta e casa tutorelui meu. Nu se poate. Cum? Eu și prietenul meu, Marlow, am fost îndrumați în coașca la un han. Un tânăr pe care l-am întâlnit din întâmplare. Asta trebuie să fie în copoznavărului meu, Tony. S-a mai vorbit despre el. Acela cu care vrea să te mărite, mătușa ta? Da. Acela de care mă tem eu? Crede-mă, n-ai niciun motiv să-ți fie teamă de el. Dacă ai ști cu câtă ardoare nu vrea să se însoare cu mine, i-ai fi recunoscător. Nu mi-e teamă de nimeni. Ascultă-mă, Constance. Da. Am venit să te iau cu sau fără voia lor tăi. Mâine încă putem ajunge în Franța. Numai să mi se odihnească caii. Mai încet să nu te audă cineva. Sunt gata să te urmez, George, dar nu vreau să renunț la bijuterii. Numai pe tine te vreau. Știu, George, dar nu-i păcat. Bijuteriile pe care le-am moștenit nu sunt mare lucru. Totuși nu mi-e ușor să conving pe mătușii mea să mă lase să le port. Din clipa când le voi avea, sunt gata să fiu a ta împreună cu ele. Dar eu nu vreau să aștept pentru ele. Dragul meu. Ascultă, Constance. Marlow nu trebuie să afle încă ce greșeală am făcut. Cu sfiala lui... Sunt sigur că dacă află dintr-o dată, ar fugi de aici. Și dacă pleacă el, nu se alege nimic nici din planurile noastre, Constance. Da, dar cum să-l păcălim mai departe? Katie s-a întors chiar acum de la plimbare. Ascultă, George, ce-ar fi dacă... Mi-a venit o idee. Iată. Pur și simplu nu mai pot suporta zelul hangiului nostru. Nu-i de ajuns că se ține el ca scaiul de mine, dar am mai chemat-o și pe antichitatea aceea de nevastă să-l ajut. Dragă Charles, suntem niște oameni norocoși. Cine crezi că au sosit chiar acum? Nu știu. Domnișoara Hardcastle și Constanța mea au fost la plimbare și s-au oprit aici din cauza ploii. Mare noroc. Să recomand pe Constanța. Îmi pare bine. Domnișoara Hardcastle e alături. Să nu cumva să o chem, George. Prefer să o cunosc la ea acasă, așa e mai politicos. Eu vă las. Pentru nimic în lume, sir. Formalismul dumneavoastră are să-i displacă. Mă duc să o chem. Hastings, să nu care cumva să pune singur, auzi? Vino-ți în fire, omule, numai începutul e greu. Pe urmă merge de la sine, e și o femeie ca toate celelalte. Da, din toate femeile, tocmai de ea mă tem cel mai mult. George, stai aici. Miss Katie Hardcastle, Mr. Marlow, ce mai faceți? Ce mai faceți? Mă bucur că ați ajuns cu bine, sir. Dar am auzit că ați avut neplăceri pe drum. Un fleac. Da, domnișoară, câteva neplăceri. Exact, o sumedenie de neplăceri. Da, le-am înghițit. Poftim? Vreau să spun, îmi fac plăcere toate neplăcerile care se termină atât Cu plăcere. Foarte bine, foarte bine. În viața ta n-ai vorbit așa de bine. Dacă nu mă ajut, se întâmplă nenorocire. Domnișoară Hardcastle, da? Sunt încredințat că dumneavoastră și Mr. Marlow nu vă veți plictisi împreună. Prezența noastră nu poate decât să vă strânjenească. Nici de cum, Mr. Hastings, nici de cum. Ce ai nebunit? Cum ai să pleci? Nu poți să mă lași singur, George. Dă-mi voie și mie să am un tet-a-tet, nu? Eu și Constance rămânem în camera de alături. Da. Da. Cred că ați tulburat multe femei cu complimentele dumneavoastră, sir. Vă cer iertare, domnișoare. Eu știți, până acum nu mai am studiat femeile ca să fiu demn de ele, știți? Ah. Se spune că asta nu e o metodă potrivită dacă vrei să le cucerești. Da, mă tem că am început să vă plictisesc. Deloc, sir. Nimic nu-mi place mai mult decât o discuție serioasă. Deseori m-am mirat că sunt unii bărbați în toată firea care le vorbesc femeilor numai despre fleacuri. Da, sigur, sunt gusturi și gusturi. Da. Unii căutând desfătarea pentru desfătarea care... Ah, înțeleg ce vreți să spuneți, sir. Vă referiți la cei care, căutând plăceri rafinate, pretind că disprețuiesc ceea ce nu sunt în stare să guste, nu-i așa? Ah, tocmai. Asta spun și eu, dar dumneavoastră a spus-o de 1000 de ori mai bine. Vreau numai să adaug că... Adică, vreau să spun, știți, că se poate observa că... Ah, știu ce vreți să spuneți, sir. Eu habar n-am ce vreau să spun și ea știe. Mă tem că vă plictisesc. Deloc, sir. În viața mea n-am avut o conversație mai plăcută. Să continuăm? Da, așa. Spuneam că... Da. Nu vi se pare că ne cheamă alături? Nu, n-am auzit nimic. Ba da, ne cheamă. Nu. Îmi dați voie să vă însoțesc. Cum da? Ne cheamă, am auzit eu. Vă rog. Oh, cel mai mult, Mr. Hastings, îmi place să discut despre Londra. Cu toate că n-am fost niciodată în capitală. Niciodată? Nu se poate, dar îmi vine să cred. Cu înfățișarea dumneavoastră, cu manierile dumneavoastră, aș fi jurat că v-ați născut, ați crescut și ați trăit numai și numai în capitală. Eu, Mr. Hastings, ador viața la oraș, dar soțul meu preferă persoanele rustice din vecinătate. Orice ea spune, n-aș fi în stare să-l fac să schimbe măcar un nasture de la costumele dumnealui. E, uite, de câte ori nu l-am rugat să arunce peruca aceea mare, bălaie, cu care l-ați văzut probabil, și să-și pudreze chelia așa cum se poartă acum. Aveți dreptate, doamnă. Bărbații trebuie să fie și ei la curent cu moda. Sigur. E, ce credeți că mi-a răspuns soțul meu? Că vreau să-l fac să-și lepede peruca ca să mi-o prefac mie pentru capul meu. De necrezut. Nu așa? Fiți drăguți și spuneți-mi, Mr. Hastings, ce vârstă se poartă la Londra? Până nu de mult era la modă să ai 40 de ani. Aha, da. Am auzit însă că pentru iarna asta doamnele au de gând să ridice moda până la 50. Vai, dar ce-am să mă fac? E, să știți atunci că sunt prea tânără ca să mă pot ține la curent cu moda. Bijuterii nu se mai poartă decât de la 40 de ani în sus. Dar cine e tânărul? Fratele dumneavoastră? Fiul meu, sir. Da, fiul meu cu logodnica. Priviți-i numai cum se rugjonesc. Știți, se ceartă și se împacă de 10 ori pe zi de parcă ar fi bărbat cineva. Tony, dragul meu, da? Ia spune-mi, ce vorbe dulci șoptești astă seară de nișoare tale? Asta ar mai lipsi, vorbe dulci. Îi spuneam că nu-mi place să se ține cascaiul de mine. Oh, Constance, draga mea, nu-l asculta ce spune, glumește. Da. Dacă ai ști cum vorbește când nu ești tu de față. Da, lui Tony îi place să se certe față de alții, ca să-și poate cere iertare între patru. Da, să știi că glumele astea nesărate nu le înghit. Tony, Tony, ești un om în toată firea și te porți ca un copil. Dacă sunt un om în toată firea, socotește care-i partea mea din avere și dăm ce-i al meu. Dar cât timp ai să mă mai prostești? Dar cum, ingratule? Asta e răsplata pentru tot ce am îndurat ca să te fac om? Dar cine te-a legănat? Nani, nani. Cine ți-a dat mâncărică cu lingurița în gurița asta dulcea ta? Papă, papă, jiletca asta pe care o porți, nu ți-am lucrat-o eu cu mâinile mele numai ca tu să arăți ca un gentleman? Dar cine ți-a dat purgative în fiecare zi și plângea împreună cu tine când își făceau efectul, ai? De când m-am născut mă îndop cu purgative. Cred că m-ai tratat de cel puțin 10 ori cu fiecare rețetă din manualul bunei gospodine. Dar nu mă mai las prostit, să știi? Dar pentru cine am făcut totul viperă? Doamnă! Pentru fericirea cui m-am jertfit eu? Dacă mi-e dat să fiu fericit, am să fiu. Dar nu băga fericirea pe gât. Ei bine, dar ați mai auzit vreodată așa ceva? Doamnă! Vrea să-mi calce inima în picioare. Doamnă! Asta vrea! Scumpă, doamnă, permiteți-mi să-i spun tânărului câteva cuvinte care să-i fie de învățătură. Sunt sigur că am să le aduc pe drumul cel bun. O, te rog, da. Doamnă, vă rog. Bine, vă las. Vino și tu, dragă Constanț. Vedeți, doamnă, vedeți, Mr. Hastings, doamnă, cât de nenorocită sunt. Nu te speria, Mr. Hastings. Las-o să urle. Să le vezi pe amândouă, și pe ea și pe sora mea, cum plâng în hohote când citesc câte un roman. Și cu cât le face să plângă mai zdravăn, cu atâtea spun că le place mai mult. După cum văd, dragă tinere, nu se poate spune că ai o părere prea bună despre femei. Poate sunt la fel. Dar nu și aceea pe care ți-a hărăzit-o mama dumitale. Cum? Nu te supăra că mă amestec. Mi s-a părut o fată foarte drăguță și cum se cade. Fiindcă nu o cunoști cum o cunosc eu. E mai nărăvașe decât un mânz când îl pui prima oară la ham. Halal încurajare pentru un îndrăgostit. Dar modestia ei m-a fermecat. Încearcă numai să o ții în frâu. Dă în așa hal din copite că te aruncă în șanț cât ai clipit din ochi. Dar trebuie să recunoști însă că nu-i urâtă. E chiar frumușică. E vopsită din cap până în picioare. Avem noi pe aici una, Bet Bansa. Dacă ai vedea, ți-ai dat seama ce înseamnă frumusețe. E sănătoasă și rumenă ca pernițele din altar. Poți să faci două dintr-însa. Ce-i spune atunci dacă cineva care îți vrea binele s-ar oferi de bunăvoie să te scape de pacostea asta? Să te audă Dumnezeu. Un prieten care să-ți ia pe Constance și să te lase să guști fericirea cu scumpa dumitale Betsy. Dar unde găsești un asemenea om? Îl ai în fața dumitale. Cum? Dacă ne ajuți, eu mă oblig sub cuvânt de onoare să fug cu Constanță în Franța. Nici n-ai să mai auzi de noi. Să te ajut? Dar sunt în stare să-mi dau pentru asta și ultima picătură de sânge. Tony. Vă mai înham o pereche de cai la poștalion. Tony. Doi buiești care zboară ca vântul. Și poate, nu poate, sigur, îți fac rost și de bijuteriile ei. Tinere cavaler, ești un om de caracter. Vino cu mine și ai să-mi cunoști și mai bine caracterul. Cu cât se apropie noaptea, cu atât au mai puțină liniște și gazdele și oaspeții din vechiul conac. Mr. Hardcastle și fiica sa, de pildă, sunt atât de tulburați de timiditatea viitorului lor ginere și respectiv mire, încât nici nu-și pot găsi locul. Văd că m-ai ascultat, dragă Chete, și ți-ai schimbat rochea. Da, tata. Te-ai îmbrăcat ca o fată cu minte care n-are alte griji decât să vadă de casă. Dar nu merita o steneală asta. Dragă tată, cea mai mare bucuria mea este să-ți ascult poruncile. Dar ce ai, ești supărat? Nu pot să-mi vin în fire. La ce s-o fi gândit vechiul meu prieten Sir Charles când mi l-a recomandat pe feciorul său ca pe cel mai timid băiat din oraș? Uite, adineaori chiar, timidul și-a scos cizmile în salon și mi le-a dat mie să-i le lustruiesc. Nu se poate. Ei, asta-i, dar n-am visat. Mi-e și rușine de tine când mă gândesc că ți-am propus să te măriți cu neobrăzatul ăsta pe care ți l-am prezentat ca pe întruchiparea tuturor virtuților pământești. Dar bine, Iată, originalul nu corespunde deloc cu descrierea dumitale. Cum nu corespunde? N-am cunoscut pe nimeni care să-i semene. Mr. Marlow e un adevărat om de lume. Om de lume? Ce tu vorbești, dragă? Cum o să înveți o înfrușturate ca ăsta bunele maniere? De la cine? De la profesorul lui de dans? Dar n-ai dreptate, tată. Niciun profesor de dans nu l-ar fi putut învăța să privească cu atâta sfială și să converseze atât de cuvincios. Ah, așa el din fire. Cine spui că e cuvincios? Mr. Marlow, tată. E de ajuns să-l vezi ca să-ți dai seama cât e de timid. Nu știu ce ai văzut tu la el, dar în ce mă privește, n-am cunoscut încă o secătură așa de impertinentă. Vai, dar să-l fi văzut ce plecăciunea respectuoasă a făcut când ne-am întâlnit. Cum se bâlbâia de emoții și cum nu-și ridica privirea din pământ? Da, 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 să fi văzut tu cum răgnea la mine și cu ce aere de lord îmi dădea ordine. Tată, unul din noi doi greșește. Obrazicul ăsta n-are să fie niciodată ginerele meu. Fii liniștit. Dacă e așa de timid cum l-am cunoscut eu, n-are să îndrăznească să-mi ceară mâna niciodată. Atunci suntem înțeleși. Tu că se dracule. Cu o singură condiție. Dacă față de tine are să se poarte mai cuvincios, iar cu mine are să fie mai îndrăzneț, și știu eu cum să-l fac să fie mai îndrăzneț, atunci ne căsătorim cu el. E așa de drăguț. Da, gata, gata. La voi, fetele, o mutră drăguță valorează mai mult decât orice virtute. Tată, n-ai dreptul să mă jicnești. Iartă-mă, Chete, dragă, iartă-mă. Hai mai bine să-l descoperim cum este cu adevărat. Da, de acord, dar să plecăm de aici, pentru că aud venim pe Tony și pe prietenul timidului dumitale. Oh, tată. Ce fugi așa? Ce fugi așa? Abia mă poțin de după dumneata. Ia-le. Uite caseta cu bijuteriile iubitei dumitale. Ține-le bine. Dar cum ai făcut să le capeți? Nu-mi pune întrebări de prisos. Dacă n-aș avea câte o cheie la toate sertarele maică-mi, cum crezi că m-aș putea duce așa des la cârciumă? Nu știu cum să-ți mulțumesc. Constanța încearcă și-a de 2 ore să convingă pe mama dumitale să-i le dea. Dacă reușește, nu să mai avem ce ne reproșa. Dar deocamdată însă, până aflăm ce a făcut Constanța, ține bine caseta. Nu o cunoști pe maică-mea. Mai degrabă a renunțat la singurul dinte sănătos pe care îl mai are în gură decât să se desparte de bijuterii. Din cauza lor vrea să mă soare pe mine cu Constanța. Dar mă tem, ce are să facă dacă observă dispariția casetei? Las pe mine, las. Drace, uite-le că vin. Ia caseta și șterge-o, eu rămân aici. Nu este așa, mătuși Constanța, draga mea. Dar la ce trebuie ție bijuteriile, mătuși? Dar nu sunt tazele poți peste 20 de ani. Când oi fi bătrân. Dar frumusețea ta n-are nevoie de podoană. Spune și tu, Tony, nu-i de ajuns de frumoasă Constanța și fără bijuterii. Spune că nici nu le găsești. Nici nu le găsesc. Că nu le-ai mai văzut de mult. Nu le-am mai văzut de mult. Că poate ți s-au furat. Poate mi s-au furat. Dragul meu, dar tu știi că eu le păstrez numai pentru tine. Dacă spun că mi s-au furat, te chem pe tine, martor, da? Da, ai încredere în mine. Pun mâna în foc, am văzut cu ochii mei cum ți s-au furat. Da, draga mea, da, draga mea, Constanța, mă tem că le-a furat cineva. Da? Atunci trebuie să dai socoteală de pierderea lor. O, dar nu te alarma, Constanța. Cum să nu mă alarm? Dacă au dispărut, am să te despăgubesc. Uite, știe și Tony că nu le găsesc. Da, 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 sunt martor. Bijuteriile au dispărut și gata. Pun mâna în foc. Constanța, trebuie să știi să înfrunți nenorocirea, draga mea. Dacă îți pierzi averea, nu-i bine să-ți pierzi și cumpătul. Uite-te la mine ce calmă sunt. Da, nu-i greu să fii calm când e vorba de nenorocirea altuia. E, uite, ca să te liniștezi, mă duc încă o dată să le caut. Da, mătușa. Constanța, Constanța, vino mai aproape să nu ne audă cineva. Ce vrei? Bijuteriile sunt ca și ale tale. Le-am furat eu din biroul ei și le-am dat lui Hastings. Tony, Tony, ești un înger, Tony. Hai, fugi la el. Pe maica mea o potolesc eu. Zbor, săriți! Hoții! Hoții! Ajutor! Ajutor! Hoții! Au, m-au prădat! Nenorociri! M-au ruinat! Dar ce s-a întâmplat, mamă, ce? Mi-au prădat! Mi-au spart birou și-au luat bijuteriile! M-au lăsat pe drumuri! Pe drumuri! Cum, asta-i tot? Da, pe cuvântul meu, mamă, de când sunt, n-am mai văzut pe cineva să se prefacă așa de bine. Zău, m-ai speriat de-a binele. Dar Tony înțelege că nu mă prefac. Ascultă bine ce-ți spun! Mi-au spart biroul și mi-au luat totul! Ei, gata, 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 ajunge! Față de mine nu-i nevoie să joci teatru. Sunt martor, ți-am spus. Cheamă-mă ca martor. Dar, Tony, pe tot ce am mai scump, bijuteriile au dispărut. Am rămas pe drumuri. Pe drumuri, Tony. Sigur că au dispărut. în foc au dispărut, nu ți-am spus că sunt martor. Oh, Tony, dragul meu, comoara mea, dragostea mea, fii atent la ce-ți spun. Bijuteriile au dispărut. Pe legea mea mă fac să râd, nu mai pot. Păi știu și cine le-am luat. Sunt martor. Ascultați-l numai, oameni. Ați mai întâlnit vreodată așa un nătărău care să nu știe când e glumă și când e lucru serios? Tony, ascultă-mă! Nu glumesc! Nu glumesc! Înțelege-mă, Tony! Minunat! Cu cât ai să te prefaci mai bine și ai să pari mai turburată, cu atât n-are să bănuie nimeni că toată chestia asta am pus-o la cale noi doi. Sunt marzor! Dumnezeule, ați mai văzut vreodată, oameni buni, o asemenea brută încăpățânată care nu vrea să-și asculte mama? A mai fost vreodată o femeie atât de nenorocită ca mine, care să aibă de-a face numai cu nătărăi și cu hoți? Sunt martor! Tony, dacă mai faci o singură dată pe martorul, se întâmplă o nenorocire, înțelegi tu? Doamne Dumnezeule, biata mea nepoată, ce are să se întâmple cu ea? Ce? Râs? Canalie! Râs ca și cum ți-ar face plăcere chinurile mele? Râs? Sunt martori și la asta! Ce? Îți bați joc de mine? Bestie! Îți arăt eu acum ce înseamnă să-ți bați joc de propria ta mamă! Îți arăt eu ție! Sunt martor la tot ce vrei! Al nostru incorigibil. Au și de prin minte să le spună că aici e hanul. Și pe deasupra, când ați trecut îmbrăcată în rochia asta, îl aud pe conașul cel tânăr că mă întreabă: ascultă, băiete, fata asta e slujnică aici? Așa a spus Diggory. Va să zic că e sigur că nu și aduce aminte cum arăt la față. Sigur! Păi nici nu-i de mirare. Cât a stat de vorbă cu mine, nu m-a privit nicio clipă. Ascultă, Diggory, fă ce știi și trimite-l încoace, hai. Și să nu-i spun nimic de păcăleală care... Diggory, mai ești aici? Gata, m-am dus. Așa. Acum cel puțin are să mă vadă și atunci jumătate din bătălie e ca și câștigată. Dar l-aud că vine. Eu mă ascund după perdea ca să nu bănui cumva că l-am așteptat. Și gărăgie și hanul ăsta. Nu poți găsi un coșor unde să stai cât de cât liniștit. Conașul m-a chemat? Încă una. Nu! Mi s-a părut că am auzit clopoțelul. Ți-am spus că nu! Poate e conașul celălalt. Și de unde vrei să știu eu ce faci el? Și ce te sucești așa în jurul meu? Nu e urâtul deloc. Da, copila mea, mi se pare că te-am chemat. Vroiam... Dar știi că ești tare frumoasă. Vai, conașule, mă face să roșesc. N-am mai văzut niciodată ochi ca ai tăi. Oh? Da, drăguță, eu te-am chemat. Da? Aveți... Nu știu cum îi spuneți voi în casa asta, dar vreau să te întreb dacă aveți. Nu, conașule, s-a terminat de vreo 10 zile. Aha. Dar dacă ți-aș cere să-mi dai din nectarul buzelor tale, numai să gust așa. Nectar? Nu, n-avem lichiorul ăsta. Eu lucrez aici de 18 ani și n-am ținut băuturi franțuzești niciodată. 18 ani? S-a zice că ai fost slujnică încă înainte de a te naște. Câți ani ai? Ia să văd. De la distanța asta îți dau 40. Dar de mai aproape cât că ești mai tânără. Așa, știi, unele femei cu cât le privești mai de aproape, cu atât par mai tinere. Și când te apropii de tot... Eu te rog, conașule, să stai la distanță. Se vede că dumneata cunoști vârsta femeilor ca la cai, după dinți. Hai, nu mă chinui. Până urmă, așa că pe Miss Hardcastle, cu care ai vorbit adineauri, n-ai căutat-o la dinți. Cu ea erai timid. S-ar fi zis că nici nu știi să vorbești. Drace, de unde știi, Eva? Timid? Cu prăjina aceea sașie, nu mă cunoști. Te pomenești că-ți cad femeile la picioare. Te cred, cele mai grozave femei. La Londra mi se spune favoritul doamnelor. Ia te uită. Ei, nu cumva crezi că nici eu n-am să pot să-ți rezist? Încearcă. Dă-mi drumul. Am auzit că te pricep la dantele. Haidem la tine în cameră să-mi arăți dantele. Nu, nu acum, dimineața se vede mai bine. Dă-mi drumul, auzi, dă-mi drumul, plasticule. De unde am arătat? Ieși afară imediat. Ia, eu te rog să-ți vezi lungul nasul și să vorbești cuvincios. Domnule! N-am noroc și pace. Care va să zic că ăsta e timidul dumitale curtezan, care-și ține ochii în pământ și te admire de la distanță. Știu că n-ai încredere în mine, tată, dar e tot atât de timid ca și la început, cred. Allah îl dă așa timiditate. Dar dacă-ți dovedesc contrariul, ai să-l iert? Fata asta m-a nebunit. Poate că ție-ți place impertinența asta lui, pe care o numești timiditate, dar mie nu. Mă duc să-l dau afară chiar acum. Tată, măcar noaptea asta. Un minut îl iau de guler și-l dau afară. Măcar un ceas. Ah, dacă n-ar fi la mijloc și prietenul meu, Sir Charles, n-aș mai răbda nici o clipă. Tată, îngăduie-mi să încerc, da? Te rog. N-ai încercat destul. Tată. Bine. Îți dau o oră ca să lămurești lucrurile, dar peste un ceas nu mai ajută nicio rugăminte, să știi. Bine, tată. S-a înnoptat. În încăperile vechiului conac s-au aprins toate lumânările candelabrelor. Dar lucru ciudat, cunoscuții noștri bâșbuie ca și cum ar fi întuneric. Kate Hardcastle se umilește mai departe ca să-și cucerească pretendentul. Tânărul Marlow continuă să se creadă la Han. Cât despre Hastings și Constance, dar mai bine să-i auzim chiar pe ei. Sunt sigură, tutorile meu mi-a arătat scrisoarea în care Sir Charles îi comunică că pleacă din Londra imediat în urma fiului său. Chiar în noaptea asta are să fie aici. Suntem pierduți. Trebuie să fugim înainte de a sosi. Da. Sir Charles mă cunoaște, știe că te iubesc și dacă mă găsești aici, iese totul la iveală. Bijuteriile sunt în siguranță? Da, i le-am trimis lui Marlow. El are cheile de la coferele noastre. Foarte bine. Mă duc să-l caut pe Tony să-i spun să înhamecai. Sau nu? Mai bine îi scriu un bilet și îl trimit printr-un servitor. Haide în altă parte. Vine cineva. Nu știu cum mi-a putut trece prin mintea lui Hastings să-mi trimită bijuteriile să-i rețin eu. Ascultă, mi se pare că dumitare ți-am dat o casetă cu bijuterii să o dai patroanii, nu? Mie. I-ai dat-o chiar ei în mână? Mai bine nu i-o dădeam. De ce? Striga la mine că de ce le-am furat, ci că mă bagă la pușcărie. Fii liniștit, o lămuresc eu imediat. Fii bun, băiete, caută-l pe Mr. Tony și dă-i scrisoarea asta din partea mea. Dacă nu-i chestie de pușcărie, eu duc. Marlow, dragă, sper că ai pus la loc sigur caseta pe care ți-am dat-o. Cum nu se poate mai sigur. Am trimis-o patroanii să păstreze ea. Cui? Hangiții. Dar ce-i cu tine? Ce s-a întâmplat ceva? Nimic. În viața mea n-am fost mai bine dispusă. Îți dorești și ție la fel. Ce s-a întâmplat? Gata, am pus cruce bijuteriilor. Trebuie să fugim fără ele. Te las, dragă prietene. Am ceva treabă. Ce bine. Hai, uite și pe Hangiu. Nu poți răsufla o clipă fără el. Sluga dumneavoastră, sor. Sluga dumneavoastră, sor. Trebuie să vă spun încă o dată, sor, că fiul tatălui dumneavoastră întotdeauna va fi binevenit în casa mea. Vă asigur, sir, că fiul tatălui meu e primit cu brațele deschise oriunde s-ar duce. Nu mă îndoiesc, sir, da. Țin să vă atrag atenția că nu critic nici de comportarea dumneavoastră, dar aceea servitorilor cu care ați binevoit a veni este de-a dreptul insuportabil. În casa mea nu s-a mai pomenit așa ceva. S-au îmbătat ca niște porci. Iertați-mi cuvântul. Și ce sunt eu de vine dacă ei nu știu să bea? Le-am poruncit să nu facă economie și să se înfrupte cât îi țin puterile. De vreme ce eu nu beau, n-am vrut să fie în pierdere. Cu alte cuvinte, dumneata le-ai poruncit să îmbete în halul ăsta. Încep să-mi pierd repede. Dar nu fi vrut să le porunci să se și scalde în butoaiele dumitale cu bere, nu? Mr. Marlow, Mr. Marlow, sunt 4 ceasuri de când rab Dumnezeu știe cum o brăznicie, impertinența, insolența dumitale, dar nu mai pot, nu mai pot. Te rog să-ți faci bagajele și să părăsești casa mea împreună cu haita dumitării de bețivani, imediat. Sper că glumești. Ieși afară. Nici nu mă gândesc. Te-am mai rugat o dată să fii cuvincios. Vine în casa mea, comandă ce-i place, îmi insultă familia, le poruncește slujilor lui să se îmbete și să mai supără că îl dau afară. Ieși! Fă-mi socoteală. Ce socoteală? Am terminat. Cu mine nu mai ai ce discuta. Trimite nota de plată, dar dacă ți-o mai călca vreodată cineva în casă, să nu-mi spui pe nume. Tinere, tinere, tatăl dumitale mi te-a recomandat ca pe un om bine crescut, manierat, politicos, dar ești cea mai obraznică lichea pe care am cunoscut-o vreodată. De altfel, peste puțin timp sosește și el aici, așa că ne vom lămuri. Aici e ceva în neregulă. Am impresia că am greșit adresa. Dar iată-o și pe slujnica aceea frumușică, să încerc să aflu ceva de la ea. Ei, porumbiță, unde alergi așa? Vreau să spun ceva, vină cu mine. Pe scurt, conașule, că n-am timp. Spune-mi, cine ești tu? Sunt de casă, conașule. Ești neam cu stăpânul? Da, conașule. O rudă săracă. Ah, și de aceea ți omor tinerețile în hanul ăsta infect. Han? Dumnezeule, cine v-a spus că sunteți la han? Asta e casa uneia din cele mai bune familii din ținut. Casa cui? Conacul bătrânului Hardcastle. Cum? Aici stă Hardcastle? Da. Asta e casa lui Hardcastle? E sigură? Dar cui casă să fie? Ah, sunt un om pierdut. Dumnezeule, m-am lăsat tras pe sfoară. M-am făcut de râs. O lume întreagă are să râde de mine. Tocmai casa asta să cred că e un han. Și pe cel mai bun prieten al tatălui meu să-l iau drept hangiu. Și pe dumneata, draga mea, iartă-mă. Sper că nu purtarea mea v-a făcut să mă luați drept o slujnică. Nu, draga mea, nu, prostia. Prostia mea m-a făcut să le văd pe toate pe dos. Ha, nu, trebuie să plec, să fug. Nu mai pot sta nici o clipă aici. Vai, nu vreau să aveți de suferit din cauza mea. Dumnezeule, plânge. Asta e prima femeie de familie bună care mi-a dat un semn de tandrețe. Iartă-mă, draga mea. Dumneata ești singurul om din casa asta de care mă despart cu părere de rău, dar ce să fac, te-aș lua cu mine, dar deosebirile dintre noi, familia dumitale și familia mea, fac orice legătură cinstită între noi cu neputință. Nu vreau să abuzez de naivitatea dumitale. Totuși e un om de onoare. Începe să-mi placă. Oh, familia mea nu e mai prejos decât a domnișoarei Hardcastle. Și cu toate că sunt săracă, nu mă tem să iubesc un om bogat. Oh, dacă aș avea avere, iar el ar fi sărac, i-aș da tot ce am. Dacă mai zăbovesc, sunt pierdut. Cele ce îmi spui mă tulbură adânc, draga mea. Dacă aș putea alege după cum mi-e voia, n-aș sta o clipă pe gândul, dar nu pot. Nu pot călca voința tatălui meu. Adio. Dacă știu cum să-l opresc, n-are să plece. Da, am să-mi păstrez rolul în care m-am umilit ca să-l cuceresc și am să-i mărturisesc tatii totul. Poate reușesc să-l înduplec. A doua oară să-ți furi singură bijuteriile. Tony, te rog, eu mi-am făcut datoria. Acum a pus mâna pe ele, nu le mai lasă. Tony. Din fericire crede că e o greșeală a servitorilor. Nu mă lăsa, Tony. Dacă îi trece prin minte că vreau să fug, e în stare să mă încuie sub 7 lacăte și să mă trimită la cealaltă mătușă, care e de 1000 de ori mai grea. Draga mea, toate mătușile sunt o instituție dăunătoare. Vai. Dar în privința bijuteriilor nu mai pot face nimic. Tony, te rog. Uite-o că vine. Poartă-te mai drăgăstos cu mine ca să nu-i dăm de bănuit. Aici ne-ați porumbit. Aici, mămico. Mai degrabă mi-aș lăsa calul într-o băltoacă decât să o las pe Constance singură. Oh, iubitule, umorul cu care ești înzestrat din fire mă farmecă. Așa e el. Dacă ați ști cât sunt de fericită când văd că vă potriviți și vă înțelegeți. Dar ce este, Diggory? Am o scrisoare pentru domnișorul Tony. Da? Suntem pierduți. E scrisoarea lui Hastings, îi cunosc scrisul? Da-o, mami, ea îmi rezolvă corespondența. Cum? Scrie că e personal. Ah, nu, dă-mi 1000, dă-mi 1000. Lasă, nu-ți mai obosi ochii, dragă Constance. Am să-i o citesc eu. Așa. Ascultă, Tony, ce scrie. Stimate domn, o aștept pe Constance în fundul parcului. Ce? Cine o așteaptă? Mădușă... Am încurcat-o rău de tot. Gura! Caii mei sunt prea obosiți. Despre a cui cai e vorba aici? Cai. Gura! Nădăjduiesc că ne vei ajuta cu o pereche de cai odihniți, așa cum ne-ai promis, da? Cui ai promis? Grăbește-te pentru că babornița, mama dumitale, să nu prindă de veste. Babornița! Tony, ce înseamnă asta? Dumnezeule! Simt că-mi pierd mințile. leșină! Vai, leșină. Sper că nu bănuiți că aș avea vreun amestec în farsa asta de prost gust. Faxă? Da, da. Dar scrie negru pe alb. Nu, mătușilor. Despre dumneata e vorba, mironosițo. Unde voiai să fugi? Mătușe. Și cu cine, mă rog? Îți arăt eu imediat ce pot. Te rog să-ți faci bagajele. Cum? Peste un sfert de oră ai să fugi cu mine. Nu cu altcineva. La cealaltă mătușa dumitare. Nu, mătușe. Acolo ai să fii mai în siguranță decât la mănăstire. Nu. Iar pe tine, neghiobule, ca să te pedepsesc, am să te pun să conduci trăsura pe vremea asta furisită. Ei, vă învăț eu minte pe amândoi. O să vedeți voi. Totul e pierdut. Las-o pe mâna mea. Fugi și te îmbracă. Scoate-l din pământ pe Hastings și anunță-l să ne aștepte la miezul nopții, în fundul parcului. Iute! Dar ce vrei să faci? Eu am încurcat lucrurile, tot eu am să le descurc. Închipuiți-vă o noapte de toamnă întunecată și fioroasă ca într-un roman englezesc. O beznă despre care s-ar fi putut spune pe bună dreptate că poți să o tai cu cuțitul. După cum știți, la miezul nopții, doi cunoscuți de-ai noștri aveau o întâlnire în parcul conacului. N-am ce face și mă potrivesc lui. Băiatul ăsta își bate joc de noi. Nici n-avea de gând să vină la întâlnire. Dar ce văd? El. Ce-i cu dumneata, dragă Tony? Ești stropit de noroi din cap până în picioare. Plimbarea asta cu trăsura prin noapte mi-a zdruncinat și creierii din cap. Dar, doamnele, unde sunt? Unde le-ai lăsat? Acolo de unde le-am luat. Nu înțeleg. Ghicitoarea mea. Ce să învârte în jurul casei și nu ajunge niciodată acasă. Nu știu. Asta e, nici ele nu știu. Cu toate că între noi e fie vorba, în ultimele 2 ceasuri le-am dat ocazia să guste din toate băltoacele și gropile cu noroi pe o rază de 5 mile împrejurul acestui punct geografic. Acum înțeleg. Le-ai plimbat împrejurul casei? În vreme ce ele credeau că trăsura merge înainte. Exact. Iar în prezent le-am plasat cu trăsură, cu tot, în băltoaca din fundul parcului. Nici nu știu cum să le mai scot de acolo. Sper că n-ați avut niciun accident. Nu, numai cai, abia-și mai trag sufletul, iar maică mea e moartă de spaimă. Crede că s-a împotmolit la 40 de mile de casă și plânge de ți se rupe inima. Dragă domnule, dacă ai caii pregătiți, poți să ții iubita și să o ștergi cu ea. Nu știu cum să-ți mulțumesc, dragul meu. Uite-o pe maică, mi-a ieșit în băltoacă, e plină de noroi ca Venus, ieșind din valuri. Hai, du-te la Constanță, te așteaptă. Cu cine vorbeai? Cu nimeni, ți s-a părut. Ah, Tony, sunt mai mult moartă decât vii. Mă dor toată oasele de atâtea struncinături. Ultimul hop, ăsta când am căzut în mărăcit, m-a dat gata. Numai dumneata ești de vină. Habar n-ai cum e drumul și te-a pus să călătoriști cu trăsura pe o asemenea noapte. Vai, cât n-aș da să mă văd iarăși acasă. N-am mai pomenit atâtea accidente pe un drum așa de scurt. Uite, sunt udă până la piele. Ne-am răsturnat într-un șanț, ne-am împotmolit într-o groapă și acum ne-am rătăcit. Tot nu știu unde suntem, Tony, drag. Mi se pare că la vreo 40 de mile de casă, pe câmpul de la Crexcul. Doamne Dumnezeule, dar ce ne face? Asta e ascunzătoarea celor mai fioroși tâlhari din Anglia. Atâta ne mai lipsea să fim jefuiți. Nu te teme, mamă. 2 dintre cei 5 tâlhari care lucrau pe aici au fost prinși și spânzurați, iar ceilalți 3 s-ar putea să nu ne găsească. Vai, Tony! Ce? Vino, domn, spre noi. Unde? Colo, printre copaci. Dacă ne-i vede, suntem pierduți. Am sfeclit-o, taică mi-și face plimbarea de noapte. Mare ghinion. E un tâlhar de drumul mare, îl vezi? Are niște pistoale cât brațul meu de lungi. Vai, ce fioros e! Apă-mi, Doamne! Uite-l că se apropie! Mata, ascunde-te în tufi și lasă-mă pe mine să-l aranjez. Dacă e un pericol, te chem. Tony, băiatul! Du-te până nu e prea târziu! A părut că aud voci. Ah, Tony, tu erai? Da. Te-ai și întors? Constanț și mama a ajuns cu bine? Cum nu se poate mai bine. 40 de mile dus și întors numai în 2 ore? E cam exagerat. Ca-i sănătoși, vizitiu bun ca mine. Tatăl nostru care ne ești în cer, el va Bogăția ta, bogății voia ta. Parcă s-aude o voce. Eu eram, vorbeam cu mine singur. Știi, sunt cam răcit, n-ai vrea să mergem în casă? Totuși am auzit o voce ca de femeie. Cu cine ești ascuns aici? Doamne Dumnezeule, vine să mă caute și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm. Nu-i nimeni, ți s-a părut. Tony! Vai, mă moară băiatul. Domnule Tâlhar, te rog, te implor, îți cad în genunchi, ia banii mei, viața mea, omoară-mă pe mine, dar fie-ți milă și cruță-mi copilul, te rog. Nevastă mea. Fii gentleman, domnule Tâlhar, ia-ne tot ce vrei, dar lasă-ne viața. Dumnezeule, și-a ieșit din minți, Dorotea, ce-i cu tine? Nu mă mai cunoști? Mr. Hardcastle, vai, spaima m-a orbit. Dar cine, dragul meu, s-ar fi așteptat să te întâlnească aici, în locul ăsta înfiorător, la o asemenea depărtare de casă? Ai venit pe noi? De ce? Dorotea, ce-i cu tine? Nu știi ce vorbești. Ești la mai puțin de 40 de metri de casă. Cum? Da, uite, nu le recunoști? Poarta, adăpătoarea pentru cai. Vino-ți în fire, dragă Dorotea. Adăpătoarea asta am să o țin minte toată viața. Era să mănânc în ea. Unde-i Tony? Aici. Tot tu mi-ai tăcut-o și pe asta, bestie, îți arăt eu ție. Zău, mamă, toată parohia spune că m-ai răsfățat prea mult. Acum culege și matale roadele. Îți arăt eu ție, răsfăț, bestie. Totuși e ceva de învățat din răspunsul lui. După această scurtă incursiune în grozăviile nopții, să ne reîntoarcem la conac, unde a apărut un oaspete nou. Ați ghicit, Sir Charles Marlow, tatăl timidului Mirei în persoană. Fie, dar mă aflu într-o situație tare grea. Dacă ceea ce îmi spuneți este adevărat, da, atunci fiul meu m-a mițit o viață întreagă. Da. Dar m-a luat drept hangiu. Și pe mine de slujnică la han. Și cum spuneți că v-a cerut în căsătorie? Da, mi-a mai înnobilat eu blazonul și totuși nu s-a putut hotărâ să mă ceară. E timid, v-am spus eu. Timid? Ah, dacă i-ați fi auzit declarațiile. Și dar fiul meu nu e în stare să lege două cuvinte în fața niciunei femei. Fiul dumneavoastră era obișnuit să respecte numai anumite femei. Uite, dacă vă ascundeți după paravanul ăsta, îl veți auzi cu urechile dumneavoastră. Bine, nădăjduiesc să-mi dovediți contrariu decât cele ce știu și eu. Să mă ascund și eu? Și dumneata, dar mai iute, trebuie să vină dintr-o clipă într-alta. Repede. A venit să mi-au rămas bun de la dumneata. N-am dat seama până acum cât de grea are să fie despărțire. O suferință pe care o poți înfrunta atât de ușor nu poate fi chiar atât de grea. Ești liber să pleci, domnule. Nu eu sunt aceea care te rețin. Sunt hotărât să rămân. Da? Pentru frumusețea dumitare care m-a fermecat din prima clipă, sunt gata să înfrunt orice. Ah, nu, Mr. Marlow. Nu vreau și nu pot să te opresc. Socoți că aș putea răspunde sentimentelor dumitale atâta vreme cât te căiești din cauza lor? Cum aș putea fi eu fericită când dumneata însuți nu poți fi fericit? Pentru mine nu mai poate exista altă fericire decât aceea care stă în puterea dumitare să mi-o dărui. Dar ce faci? Pentru Dumnezeu, stăpânește-te! Nu se cade să îngenunchezi în fața mea. Te iubesc. Ah, nu! Nu mă mai pot stăpâni. Deci asta e timiditatea ta. Tată, dumneata aici. Chiar eu. Iar asta e fata care în mână nu cutezai să o cer fără mine. Miss Hardcastle. Da. Fică mea. Prăjina sa și e la care nu îndrăzneai să te uiți, domnule favorit al doamnelor. Dumnezeule, ce rușine. O singură dată în viață am îndrăznit să nu fiu timid. Ajutor! Opriți-i! Ajutat-o să fugă și abia acum mi-a mărturisit. Tony, vino încoace. Da. Unde te ascunzi? Nepoata mea a fugit cu amicul dumitale Hastings, Mr. Marlow. Da, atunci nu pot decât să vă felicit. Alegere mai bună nici nu se putea. Pe Hastings îl cunosc tot atât de bine ca și pe propriul meu fiu. Dă-mi voie, draga mea, să-ți dau o veste bună. Constance, Mr. Hastings. Da? Puteți intra. Voi aici? I-am întâlnit. Mi-au mărturisit totul și am oprit eu să fugă. Vino și tu mai aproape, Tony. Vino cu. Așa, spune. Nu-i așa că refuz să te însori cu Constance? Oh. Să spună mama. Băiatul nu-i major încă. Cuvântul lui nu înseamnă nimic. Ascultă, atâta vreme cât am crezut că pentru a-ți ascunde adevărata ta vârstă e spre folosul băiatului să nu știe că este major, am tăcut. Acum însă m-am convins că tutela mamei nu poate decât să-i strice. Tony Lumpkins, îți declar în mod solemn că ai trecut de mult de vârsta majoratului. Major? Sunt major? Sunt stăpân pe soarta mea. E, cu adevărat stăpân pe soarta lui este numai acela care nu trebuie să se umilească în fața altora. Și nici nu-i umilește pe alții. Hai, dați-vă mâna, copii. E, și fie ca greșelile acestei nopți să se încheie cu o dimineață plină de voioși. Ați ascultat Greșelile unei nopți, adaptare radiofonică după comedia lui Oliver Goldsmith. Distribuția a fost următoarea: Sir Charles Marlow, Florin Scărlătescu, artist emerit; Marlow Junior, fiul lui; Radu Belligan, artist al poporului; Hardcastle, V. Maximilian, artist al poporului; Hastings, Marcel Anghelescu, artist al poporului; Tony Lumpkins, Ion Ciprian; Diggory, Paul Sava; doamna Hardcastle, Nelly Sterian, artistă emerită; Kate Hardcastle, Valeria Gagealov; Constance Neville, Raluca Zamfirescu. În alte roluri, Radu Hangu și Traian Petruț. Crainicul, Alexandru Demetriad. Regia artistică, Mihai Zirra, maestru emerit al artei.